Luna mai, ziua a șaptea. Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim. După moartea celui întâi între creștini, a binecredinciosului și dreptului împărat a Sfântului Marelui Constantin, luând împărăția fiul său Constantie și abătându-se la rău credinciosul eres al lui Arie, care hulea pe Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut spre rușinarea ereticilor celor rău credincioși, spre încredințarea necredincioșilor și spre întărirea celor drept credincioși, un semn minunat în Sfânta Cetate a Ierusalimului, în Duminica Cincizecimii, când se prăznuiește pogorârea Sfântului Duh. Și s-a întâmplat atunci, de era Duminica aceea în șapte zile ale lunii mai, și în ceasul al treilea s-a arătat pe cer închipuirea cinstitei cruci a Domnului, care strălucea cu o lumină negrăită, mai mult decât razele soarelui, la care, privind tot poporul, se minuna cu spaimă mare. Acel semn al Sfintei Cruci a stat deasupra Sfântului Munte al Golgotei, pe care Domnul nostru Iisus Hristos s-a răstignit și s-a întins cu lungimea sa, ajungând până la Muntele Leonului, care este departe de la Golgota ca la 15 stadii, și se potrivea lățimea crucii cu lungimea sa, iar frumusețea ei era atât de împodobită încât se asemăna cu fața curcubeului, atrăgând astfel privirea tuturor către ea. Deci toți câți aveau lucruri în mâinile lor și cei care erau prin case, lăsându-și toate treburile lor, ieșeau și priveau cu frică spre acel semn prea minunat. Apoi, toată mulțimea ierusalimitenilor, umplându-se de frică și de bucurie pentru dumnezeiasca vedere, au alergat la Sfânta Biserică cu mare umilință și cu căldura Duhului. Bătrâni și tineri, bărbați și femei, cu pruncii cei sugători, asemenea și fecioarele cele neispitite de nuntă, care se păzeau prin cămări, ieșind din camerele lor, alergau iarăși acolo. Și oamenii de toate vârstele și rânduiala, străinii și nemernicii, creștinii și cei de altă credință, și toți cu o gură și cu mare glas, preamăreau pe Iisus Hristos, Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Dumnezeu adevărat din Dumnezeul cel adevărat, pe Făcătorul minunilor celor mari. Atunci necredincioșii și ereticii, vrășmașii și hulitorii dumnezeirii lui Hristos s-au umplut de rușine, văzând cât este de mare slava și puterea lui Hristos Domnul într-o arătare a crucii celei dumnezeiești. Și s-a dovedit atunci cu lucrul că credința creștinească este dreaptă, adevărată și mântuitoare, și nu din dovedirea cuvintelor celor ce ies din înțelepciunea omenească cea din afară, ci din Duhul Sfânt, prin descoperire și putere întărită, fiind mărturisită din cer cu semne și minuni. De acest minunat semn, preasfințitul Chiril, patriarhul Ierusalimului, a înștiințat prin scrisoare pe împăratul Constantin, sfătuindu-l spre dreapta credință. Iar Hermias Sozomen a scris că prin acea arătare pe cer a Sfintei Cruci, foarte mulți dintre evrei și păgâni s-au încredințat și, apropiindu-se cu pocăință de Hristos Dumnezeul nostru, au primit Sfântul Botez și au slăvit cu bună credință pe Hristos, Cel ce este de o ființă cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Iar noi, mărturisind puterea Lui cea nespusă, arătată prin cruce, îl înălțăm pe El cu laudele noastre, că este Domnul Dumnezeul nostru, și ne închinăm așternutului picioarelor Lui, adică crucii cele sfinte, rugând bunătatea Domnului ca la a doua și înfricoșătoarea sa venire să ne învrednicească pe noi a vedea într-o bucurie și într-o nădejde a mântuirii semnul Fiului omenesc, crucea cea sfântă, care se va arăta pe cer. Și cu aceea, ca și cu o cheie, să ne deschide nou ușile împărăției cerului, precum moare când tâlharului raiul și, împreună cu oile cele binecuvântate, să ne rânduiască pe noi în veci. Amin. Tot într-o această zi, Sfântul Mucenic Acachie. Când diavolul a ridicat prigonire pentru a treia oară asupra robilor lui Hristos, împărățind la răsărit Maximian, într-o acea vreme, Sfântul Acachie a intrat în frumoasa nevoință a pătimirii pentru Hristos. Acest mucenic era cu neamul din Capadocia, cu rânduiala de ostaș, cu cinstea de sutaș și sub mâna tribunului Firm, conducătorul oastei ce se numea Martisie. Și era poruncă de la păgânul împărat ca nu numai prin cetăți, ci și printre ostași să se caute dacă se află cineva crezând în Hristos sau dacă se leapă de cineva de zeii lor cei păgânești, iar unul ca acela să fie supus la judecată și la munci.
și de s-ar împotrivi cu totul la porunca împărătească, acela să fie pedepsit cu moartea. Deci tribunul firm, chemând pe ostașii săi, îi întreba pe câte unul cum crede fiecare din ei. Și dacă afla pe cineva că este de credință creștină, pe acela, amăgindu-l cu îmbunări și încrozindu-l cu munci, îl silea la închinarea idolească. Astfel, pe mulți din cei mici la suflet, slabi în credință și fricoși, i-a plecat la sa păgânătate. Iar când a chemat pe sudașul Acachie, acela cu mare glas a strigat: „Eu m-am născut între creștini, deci creștin sunt și creștin voiesc să rămân. Martor mi este mie Domnul meu Iisus Hristos că nu numai de la tatăl și de la maica mea sunt creștin, ci și de la moși și strămoși.” Deci îl sfătuia firm, cu multe feluri de înșelări și de ispite spre al său gând, și nu numai odată, ci și de mai multe ori chemându-l, uneori îl îmbuna, alteori îl îngrozea, pentru ca să se supună poruncii împărătești. Apoi, văzându-l neînduplecat, l-a pus în lanț și l-a trimis la voievodul Vivian. Și șezând voievodul la judecată și pe mărturisitorii lui Hristos întrebându-i, temnicerul Antonin i-a spus zicând: „Firm, tribunul cetei Martisiei a trimis aseară legat la a ta stăpânire pe sutașul său, deoarece nu se supune poruncii nebiruitului nostru împărat, ci urmează credinței creștine.” Și îndată a pus de față pe cel legat înaintea judecății voievodului. Iar voievodul, căutând spre dânsul, a zis: „Cum îți este numele?” Răspuns acel legat: „Numele cel mai dorit mie și la tot neamul meu este numele de creștin, care de la Hristos este, iar după obiceiul omenesc, numele meu este Acachie.” Zisa voievodul: „După nume îți este și obiceiul tău, pentru că rău ești, nesupunându-te poruncii împărătești.” Zisa sfântul: „Cu meșteșugire vorbești către mine, o voievodule, și nu-mi tâlcuiești bine numele meu, pentru că Acachie va să zică fără de răutate. Și bine și cu dreptate sunt numit cu acel nume, că nu voiesc să fiu părtaș răutății diavolului care bea sângele.” Zisa voievodul: „De unde limbuțești tu cu niște cuvinte fără de socoteală ca acestea înaintea noastră?” Răspunsa sfântul: „Eu sunt cu neamul din Capadocia, din care mulți au fost mucenicii lui Hristos mai înainte de mine și pe al căror dar dăruit de Dumnezeu l-am văzut cu ochii după sfârșitul lor, pentru că din mormintele și moaștele lor izvorăsc tămăduiri de boli. Și am voit să fiu următor acelora mai bine decât să mă supun legilor voastre celor nedrepte, care de grabă vor pieri împreună cu voi.” Zisa voievodul: „Să nu socotești că te voi da la munci mici, pentru că singura limbuția ta, cea cu mândrie și deșartă grăire, are trebuință de mari pedepse, pe care, ca să nu le pătimești, leapădă-ți gândurile tale cele nesupuse și, ascultând împărătăștile porunci, închină-te zeilor, cu a căror voie împărați împărățesc și biruitorii dănțuiesc. Deci rușinează-te de noi, cei ce ședem la această judecată, și să nu te socotești pe tine a fi mai înțelept decât noi toți, nici să nădăjduiești în zadar spre omul care se numește Hristos, pe care eu spun că după lege l-au muncit și l-au osândit la moarte.” Răspunsa sfântul: „Te rătăcești, o judecătorule, grăind acestea și rău greșești, fiind orbit de sataniceștile amăgiri, pentru că nu cu voia acelora pe care tu îi numești zei împărățesc împărații și se fac biruitori, ci cu rânduiala și cu voia bunului nostru Dumnezeu se săvârșesc acestea. Iar dacă zici că nădăjduiesc spre un om care a fost muncit și osândit la moarte, aceasta să o știi, că Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venind pe pământ pentru a noastră mântuire, s-a făcut om, fiind Dumnezeu adevărat, și a luat asupra sa firea noastră cu oarecare minunat și negrăit chip, lucru pe care tu nu-l înțelegi și nici nu poți să-l auzi, dacă nu vei voi mai întâi să fii creștin. Pentru că Hristos, fiind din fire, precum am zis, Dumnezeu adevărat și cuvânt al Tatălui nedespărțit de dânsul și totdeauna împreună de o ființă cu dânsul și împreună mai înainte de veci, într-o a sa vreme, întru care El a voit, a săvârșit lucrul mântuirii noastre și ne-a izbăvit din robia vrăjmașului, care din început pismuia asupra noastră.” La acestea a răspuns voievodul: „Dacă împărații sunt potrivnici Hristosului tău, apoi pentru ce El nu-i pedepsește pe dânsii, fiind de Dumnezeu atotputernic, precum zici tu?” Răspunsa sfântul: „După acestea poți să cunoști milostivirea și puterea Lui, că, necinstindu-se de voi, nu vă pedepsește îndată, ci îndelung rabdă, așteptând ca voi, elinii, cei ce nu aduceți cinstea cea cuvincioasă lui Dumnezeu,
ci diavolilor, să vă pocăiți și să încetați de la un lucru rău ca acesta. Însă și pentru aceea îndelung rabdă, nepierzându-vă pe voi îndată, ca robii lui cei aleși și iubiți să fie arătați în lume și să-și săvârșească nevoința lor cea bună. Pentru că de v-ar fi pierdut pe voi îndată Hristos Dumnezeul nostru, apoi și voi ați fi pierit în veci și robii lui n-ar fi fost arătați. Și încă și puterea darului ar fi fost în deșert. Cum ar fi putut stăpânul nostru să se preamărească cu slăvire de n-ar fi fost îndelung răbdător spre pedepsirea păcatelor voastre? Acum vă lasă să fiți fără de pedeapsă ca voi, cei ce asupriți a lui îndelungă răbdare, și vă abateți mai mult într-o păgânătate de la dânsul și vă mâniați asupra noastră cu nedreptate să vă gătiți mai mare pierzare vouă, de nu vă veți pocăi și să vă afundați întrânsa cu fără de legile voastre. Iar noi, cei ce știm stăpânirea lui, răbdăm pentru el cu vitejie, ca să dobândim de la el viața veșnică, iar slava lui va fi mai arătată spre acei oameni care, cunoscându-și rătăcirea, se vor pocăi și își vor îndrepta viața lor. Minunându-se de un răspuns ca acesta cu bună înțelegere al mucenicului, Vivian voievodul l-a întrebat pe el zicând: oare ai învățat carte de răspunzi așa de bine? Pentru că văd că ai grăit cu bună înțelegere, adevărind că viața omenească este între a lui Dumnezeu stăpânire, rânduială și îndelungată răbdare. Răspunsa Sfântul: poți să cunoști din aceasta puterea și darul lui Dumnezeu, cel ce pe toate le stăpânește, că eu, neînvățând înțelepciunea cărții, fără numai puțin pentru citirea rugăciunilor, așa-ți răspund ție. Pentru că Dumnezeu grăiește prin gura robilor săi, de care lucru, voi fiind înțelepți, vă minunați și ne lăudați pe noi. Că din început, când a voit Domnul nostru Iisus Hristos să arate împărăția sa ce duhovnicească la toată lumea, la propovăduirea aceea n-a ales oameni de bun neam, bogați, filozofi prea înțelepți și cititori iscusiți, ci pescari și vameși simpli și neînvățați. Aceasta a făcut ca puterea lui cea neajunsă și înțelepciunea lui, care pe toată lumea o covârșește, să fie cunoscută într-o aceea pe care nevăzut i-a învățat și înțelepțit Duhul Sfânt. După aceasta, a zis voievodul: lăsându-ți acea netrebnică multă vorbire, la aceasta să-mi răspunzi. Știi porunca cea împărătească, care vă poruncește vouă creștinilor, ca ori să jertfiți zeilor, ori să vă supuneți muncilor. Deci spune mie, te vei supune poruncilor împărătești și vei jertfi zeilor, sau te lepezi cu totul? Răspunsa Sfântul: eu adeseori, fiind întrebat și de tribunul firm, am mărturisit că sunt creștin și ceea ce am grăit către acela, aceasta o grăiesc și către tine acum. Creștin sunt și nu voi jertfi necuraților diavoli. Zisa voievodul: cruță-ți tinerețile tale, fiindcă te văd pe tine că nu ai mai multe de 25 de ani și încă cinstindu-ți vrednicia de sudaș, n-am voit ca îndată să te muncesc pe tine. Dar de vei petrece mai mult într-o această nebunia ta, mă vei sili pe mine ca, fără voia mea, să te dau la munci cumplite. Răspunsa Sfântul: nu este aceasta nebunie, ci cunoștință bună și lucru plăcut lui Dumnezeu, că nu las eu pe unul adevăratul Dumnezeu, ziditorul meu, cu a cărui milostivire sunt păzit până acum. Zisa voievodul: cum zici tu că unul este Dumnezeu, când nu de mult ai mărturisit pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeul vostru are fiu asemenea cu sine, apoi adevărat este de trebuință ca pe doi Dumnezei să mărturisești, pe unul Dumnezeu Tatăl și pe altul Dumnezeu Fiul. Și de sunt doi Dumnezei, apoi pentru ce acum mărturisești numai un singur Dumnezeu? Iată, văd lămurit că tu minți și singur te încurci prin cuvinte nepotrivite. Acestea a răspuns Sfântul Acachie: cred și nădăjduiesc spre Domnul meu Iisus Hristos, cel ce s-a răstignit în zilele lui Ponțiu Pilat, că Duhul Sfânt mă va înțelepți și îmi va da mie cuvânt ca la răspunsul tău să-ți răspund luminat. Căci nu este mică această întrebare ta: pentru ce noi numim doi Dumnezei și cinstim numai unul? Deci îți spun ție, nu mărturisim numai pe Tatăl și pe Fiul, ci și pe Duhul Sfânt, nedespărțit de Tatăl și de Fiul. Deci trei sunt fețele cele în trei numiri, dar una este dumnezeirea lor și puterea. Și zicem că unul este Dumnezeu, care are cuvânt și Duh Sfânt, că nu se cade ca să fie Dumnezeu fără cuvânt și fără Duh de viață. Și îți voi mai spune și asemănarea pe cât voi putea, fiind neînvățat. Iată, împăratul, pe care tu îl numești stăpân, iar eu îl numesc om, se numește Maximian,
și fiul lui se numește Maxențiu. Deci doi sunt, dar firea lor, cea omenească, este una și împărăția lor nedespărțită. Deci se cinstește fiul pentru tatăl, iar tatăl pentru fiul se slăvește. Asemenea se cade a socoti și pentru Dumnezeu, căci de vreme ce dumnezeiasca ființa Tatălui, a Cuvântului și a Sfântului Duh este una și aceeași neschimbată, unul este cu adevărat Dumnezeu cel cinstit de noi. Zisa voievodul, nu odată te-am sfătuit pe tine ca să te întorci la lucrul ce ți este pus înainte, iar tu te sârguiești prin aceste cuvinte ale tale nefolositoare să mă depărtezi pe mine de la lucrul ce este de față. Aceasta una îți stă ție înainte, să aduce jertfe zeilor celor părintești, prin care toate se alcătuiesc, iar de nu vei voi, apoi mai mult nu te voi mai răbda pe tine. Răspuns a Sfântul, să nu nădăjduiești că mă vei înfricoșa pe mine cu îngrozirea, căci iată ai trupul meu gata spre primirea rănilor, deci muncește-l precum voiești, iar mintea și voința Duhului meu, nici tu, nici împăratul tău, nici diavolii tăi, cărora te închini, nu vor putea niciodată să o întoarcă și să o înduplece la păcat. Atunci voievodul, mânindu-se, a poruncit să-l întindă pe Sfântul gol la patru stâlpi în patru părți și să-l bată 6 ostași fără milă cu vine crude. Mai întâi pe spate, apoi să-l întoarcă pe pântece. Și zicea, să vedem dacă îi va ajuta lui Dumnezeul lui. Și bătut fiind mucenicul mult și ostașii care îl băteau schimbându-se, pământul s-a roșit cu sângele lui. Dar nimic altceva nu grăia pătimitorul fără numai acestea. Hristoase, Mântuitorul meu, ajută smeritului robului tău. Doamne Dumnezeul meu, nu mă lăsa pe mine. Și văzând voievodul pe mucenic cu totul rănit și sângerat, a zis către dânsul, vei jertfi acum zeilor? Răspuns a Sfântul, nu voi jertfi diavolilor, pentru că am pe Domnul meu Iisus Hristos, cel ce mi-ajută mie și acum sunt mai tare în muncă decât cum eram mai înainte. Căci până acum, așteptarea muncilor îmi tulbura gândurile mele, iar după ce am început a le pătimi pe acestea, m-am întărit cu ajutorul lui Hristos și m-am făcut mai viteaz și m-am întărit spre toate muncile cele multe și grele, nădăjduind fără de îndoială spre Dumnezeul meu. Să știi că, pe cât mă muncești pe mine, pe atât îmi faci mie folos și pe cât mă rănești pe mine mai cumplit, pe atât am mijlocești mai mare dar de la Dumnezeul meu. Deci voievodul, umplându-se de mânie, a poruncit să-l bată cu niște scândurele de plumb peste obraz și stricându-se fața cea frumoasă a Sfântului, voievodul a zis către el, jertfește zeilor ca să te izbăvești din muncile mai grele ce ți se vor aduce. Răspuns a Sfântul, nu mă îngrijesc de muncile cele ce au să se aducă asupra mea, pe cât nu m-am îngrijit de cele trecute. Zis a voievodul, cum tu, ostaș fiind și necărturar, răspunzi la judecată cu vorbe frumoase? Răspuns a mucenicul, Duhul Sfânt dăruiește robilor săi a grăi cu libertate și a răbda, căci a zis Mântuitorul nostru către ucenicii săi, când veți fi dați la Domn și împărați, să nu vă îngrijiți cum și ce veți grăi, căci se va da vouă în acel ceas gură și înțelepciune, că nu voi veți grăi, ci Duhul Tatălui vostru care grăiește întru voi. Zisa temnicerul Antonin, și ce folos îți este ție, ticălosule, de vorba ta cea multă, petrecând într-o împotrivire și primind răni, iar după ce alte munci mai cumplite vor pune pe tine, atunci nevoind vei face voia împăratului. Răspuns al lui Sfântul, du-te de la mine și te sfătuiește pe tine singur, că de vreme ce nu m-am îngrijit de îngrozirea voievodului și de bătăile ce mi-a dat, apoi oare pe tine te voi asculta? Atunci voievodul a poruncit să arunce pe mucenic în temnița din Pirint, cetatea Traciei, în care Sfântul a petrecut 7 zile. Șezând Sfântul Acachie în temniță și veselindu-se întru domnul său că s-a învrednicit să pătimească pentru el unele ca acelea, a venit la voievodul Vivian o scrisoare de la Flachin, igemonul Traciei, prin care îi poruncea să meargă la Bizanț, să-l întâmpine pe el acolo și să aducă împreună cu dânsul și pe cei ce îi are legați. Deci voievodul s-a dus acolo și i-a adus cu dânsul și pe Sfântul Mucenic Acachie, cu alți închiși, care erau legați pentru niște pricini oarecare. Și slăbind pe cale, pe de o parte de bătăi, pe de alta de fiarele cele grele, de foame și de sete, de călătoria cea lungă și grabnică, și încă și ostașii cei ce-l duceau fiind de nemilostivi, împingându-l și ducându-l cu bagiocură și silindu-l ca să alerge mai iute, Sfântul nu mai aștepta viața sa, ci aștepta ca de grabă să se sfârșească. Și se ruga de cei ce-l duceau ca să stea puțin și să-i dea voie să se roage lui Dumnezeu, dar ostașii nu i-au îngăduit. Iar după ce a stat undeva să se odihnească, a ridicat Sfântul ochii spre cer, începând a se ruga astfel. Slavă ție, Dumnezeule,
Cel ce arăți milostivire din îndurarea ta, celor ce iubesc numele tău cel sfânt, slavă ție, celui ce m-ai chemat pe mine, păcătosul, la această nevoință. Slavă ție, Doamne al meu, Iisuse Hristoase, cel ce știi neputința trupului nostru și mi-ai dăruit răbdarea suferi cu tărie muncile. Văzându-mă acum pe mine, stăpâne, cuprins de multe rele, încât, precum mi se pare, sufletul singur vrea să se dezlege din legăturile trupești, trimite pe îngerul tău cel sfânt, ca să-mi ajute în strânturările acestea și să mă tămăduiască. Sau binevoiește ca să poruncească muncitorul să mă sfârșească cu orice echip de moarte și așa mai degrabă să vin la tine, Dumnezeul meu. Așa rugându-se Sfântul către Dumnezeu, văzduhul s-a îndurat și a venit un glas spre dânsul din nor zicându-i: îmbărbătează-te, Acachie, și te întărește. Acest glas l-au auzit toți cei ce erau acolo, și ostașii și cei legați, și se mirau zicând: oare și norii vorbesc ca oamenii? Când a mai auzit cineva acestea ce le auzim noi acum? Și mulți din cei legați, auzind acel glas, au crezut în Fiul lui Dumnezeu și, căzând la picioarele mucenicului, îl rugau să-i învețe pe dânsii din credința creștinească. Iar Sfântul Mucenic Acachie, mergând împreună cu ei, le zicea: eu nu m-am îndeletnicit în cărți, ci în ostășie, însă sunt crescut în casă preoțească și sunt de neam preoțesc. Și mi-aduc aminte de cele ce auzeam de la preoți, cum că Dumnezeu, vrând să dea mântuire omului celui căzut din rai și să-l libereze din iad, a trimis în această lume pe Fiul Său, cuvântul cel împreună veșnic. Deci, venind Fiul lui Dumnezeu, a luat trup din preasfânta curată a Fecioară Maria, cu chipul făcându-se ca omul. A răbdat crucea de voie ca să îndrepteze păcatul neascultării lui Adam prin lemnul crucii și să-i dăruiască iertare omului celui osândit, plătind singur pentru noi datoria prin pătimirea sa cea de bunăvoie. Căci pironindu-se pe cruce, a rupt zapisul ce era asupra noastră și a dezlegat păcatul. Cu moartea sa a călcat moartea, iadul a prădat și toată stăpânirea și puterea diavolului a rușinat-o, făcând-o neputincioasă. Iar după ce a izgonit toată tabăra diavolească și a sfărâmat porțile de aramă și a frânt zăvoarele cele de fier, s-a sculat din morți a treia zi și a dăruit mântuire neamului omenesc, ca să învieze toți și să viețuiască întru toți vecii cei ce vor să fie nesfârșiți, pentru că această lume văzută petrece puțină vreme și nimic este. Auzind de cei legați acestea și alte cuvinte ale mucenicului, cu o sârdie s-au întors la credința creștinească, iar după ce a venit noaptea, au rămas la un sat ce era aproape și cei legați au văzut la miezul nopții niște tineri îmbrăcați în haine luminoase. Acei tineri erau sfinții îngeri și, ca și cum ar fi fost în rânduiala ostășească, vorbeau cu Sfântul Acachie. Iar cei ce îi vedeau, socoteau că tovarășii și prietenii lui Acachie au venit noaptea de frica muncitorului ca să-l cerceteze. Iar după ce s-a făcut ziua, au plecat în cale și, mergând în ziua aceea cu stârguință, au ajuns noaptea în cetatea Bizanțului și au închis pe toți într-o casă. Și cei legați au văzut iarăși la miezul nopții niște tineri ca aceia din noaptea trecută, vorbind cu Sfântul Acachie. Și vedeau că tinerii aceia luminoși, care se arătaseră, spălau cu apă caldă rănile mucenicului și le sărutau. Și privind aceasta, cei legați ziceau între ei: cu adevărat, aceasta este vedenie dumnezeiască, pentru că sfinți îngeri, iar nu oameni, au întâmpinat în noaptea trecută pe mucenicul lui Hristos și acum au aceeași grijă de dânsul. Iar a doua zi, ducându-i pe toți în temniță, voievodul a poruncit străjerului temniței ca pe mucenicul Acachie să-l închidă singur în temnița cea mai dinăuntru, legat cu lanțuri de fier și ferecat în obezi, și pe nimeni să nu lase la dânsul, nici să-i dea mâncare și băutură, ca strâmtorându-se de foame, de sete și de greutatea legăturilor, să slăbească și să se supună mai cu înlesnire la voia lor. Iar pe ceilalți legați a poruncit să-i închidă în temnița cea mai din afară. Iar după ce a sosit noaptea, cei legați s-au învrednicit iarăși de o vedenie minunată, pentru că au văzut strălucind o lumină în temnița cea mai dinăuntru și, uitându-se printr-o ferestruică, au văzut niște bărbați purtători de lumină, care, dezlegând pe Sfântul Mucenic din legături, îi tămăduiau rănile și îi puneau dinainte hrană minunată, albă ca zăbada, dându-i și băutură. Văzând ei aceasta în toate nopțile, au chemat străjerul acelei temnițe și au spus acea vedenie, iar el, privind prin ferestruică, a văzut cu ochii săi acea lumină și deodată, deschizând ușile temniței, a intrat înăuntru. Dar n-a văzut și n-a aflat pe nimeni, decât numai pe mucenic singur stând în legături. Și s-a mirat și s-a înspăimântat străjerul temniței. Iar dacă au trecut 7 zile de la ducerea lor în Bizanț, voievodul, șezând la judecată,
a pus de față pe Sfântul Mucenic Acachie și, văzându-l sănătos cu trupul și luminat la față, s-a mirat, pentru că aștepta să-l vadă foarte slăbit de răni, legături, foame, sete și de osteneala drumului. Și s-a mâniat voievodul asupra ostașilor, părându-i se că aceia i-au dat odihnă și a zis către dânsii cu mânie: „Nu v-am poruncit eu vouă ca pe acest om să-l închideți în temnița cea mai dinăuntru, cu obezi să-l ferecați, cu fiar grele să-l legați peste tot trupul și să nu-i dați hrana și băutură nici de cum? Voi l-ați lăsat liber ca să se odihnească și să se tămăduiască de răni și iată acum îl văd sănătos și mai frumos decât cum era mai întâi.” Iar Antonin temnicerul a zis: „Așa mă jur pe puterea ta, o stăpâne, că toate s-au făcut după poruncile tale, deoarece de la Pirint până la această cetate a fost adus cu nevoie, legat cu fiare grele, pe care dacă voiești poți singura le cântări, cât sunt de grele. Apoi a fost închis în cea mai strâmtă temniță și nimeni de aici nu i-a dat ceva de trebuință. Întreabă pe străjerul temniței și te vin știința, dacă nu au fost așa toate, precum ai poruncit.” Și îndată a poruncit voievodul ca să cheme pe străjerul temniței, căruia i-a zis cu glas groaznic: „Ticălosule, pentru ce n-ai făcut precum ți s-a poruncit și ai lăsat pe legatul acesta de s-a hrănit și s-a tămăduit în odihnă? Și iată, acum stă de față tare cu trupul, ca și cum ar fi venit la război și la luptă.” Iar Sfântul Acachie a zis: „Tăria și puterea îmi sunt date din cer, de la Iisus Hristos, dătătorul de nevoință, care m-a tămăduit pe mine de răni și m-a făcut sănătos.” Și a zis voievodul cu mânie către cei ce stăteau de față: „Loviți-l peste gură și sfârmați dinții, ca să nu răspunde neîntrebat.” Și slujitorii au bătut pe mucenic. Iar voievodul iarăși a zis către străjerul temniței: „Ce răspuns tu, ticălosule?” Străjerul a răspuns: „Mă jur pe puterea ta că toate câte mi-ai poruncit le-am făcut. Încă și mai multe răutăți am adăugat lui, dar alții au fost tămăduitorii și hrănitorii lui, precum știu toți cei ce sunt ținuți în temniță. Întreabă pe aceea și dacă vei auzi într-altfel, iată, capul meu este înaintea ta, fă ce vei voi. Căci am văzut niște ostași îmbrăcați luminos, dintre care unii îl dezlegau pe acesta din legături, alții ștergându-i rănile, îi le tămăduiau, iar alții îi puneau dinainte hrană și băutură și vorbeau cu el prietenește. Toți acești legați, care au fost aduși cu el de la Pirint, mi-au spus că i-au văzut adeseori pe cale, apoi chiar aici în temniță. Dar eu, necrezând cuvintele lor, am voit să văd singur aceea și am văzut cu ochii mei, precum mi-au spus ei. Iar după aceea, am deschis ușa fără de veste și am intrat la el în temnița cea dinăuntru, vrând să întreb cine și de unde sunt și cum au intrat prin ușile încuiate. Dar nu am găsit pe nimeni, decât numai pe cel legat, fiind în obezi și în lanțuri, și rugându-se către Dumnezeul său sau uneori dormind. Voievodul a zis străjerului: „Tu, ticălosule, luând aur de la rudenile lui Acachie, ai lăsat pe acela la el cu bucate, cu băutură și cu doctorii.” Și îndată a poruncit să bată tare pe străjer cu verși de plumb, iar străjerul, fiind bătut, striga zicând: „Te rog, o stăpâne, cercetează mai întâi cu dinadinsul și te înștiințează, dacă nu va fi așa precum îți spun, și atunci să mă ucizi.” Zisa voievodul: „Spune că omul acesta este fermecător și vrăjitor.” Răspunsa străjerul: „Ceea ce am văzut, aceea îți spun, iar dacă el este vrăjitor sau nu, nu știu.” Și astfel, nevinovatul străjer a pătimit o bătaie cumplită ca aceea pentru mucenicul lui Hristos. Și era numele străjerului aceluia Cachie. Deci Sfântul Mucenic Acachie, văzând aceea, râdea de nebunia voievodului, deși avea sfârmată gura și obrazul, care lucru văzându-l voievodul, s-a aprins cu mai multă mânie și a zis către mucenic: „Au, tu ai venit să râzi de noi, nădăjduindu-te spre ale tale vrăji?” Sfântul a răspuns: „Nu așa râd eu, ca și cum m-aș bucura de pierzarea voastră, ci mai ales mă și doare inima de veșnica voastră osândire. Iar voi singur vă râdeți și vă batjocoriți viața voastră, căci lăsând pe Dumnezeul cerului, al pământului și al mării, pe făcătorul tuturor, vă închinați pietre și lemnului celui neînsuflețit.” Atunci a poruncit voievodul la 10 ostași să-l bată cu bețe de stejar pe spate și pe pântece, iar mucenicul se ruga lui Dumnezeu zicând: „Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi mie robului tău.” Și a venit glas de sus, întărindu-l, și îndată cei ce-l băteau au înțepenit și nu puteau mai mult să ridice mâinile lor asupra mucenicului. Voievodul, nepricepându-se ce să-i mai facă, s-a gândit să trimite pe mucenic la Iemonul, care atunci venise iarăși acolo în Bizanț, și a scris o scrisoare astfel: „Minunatului și marelui judecător Flachin, Iemonul Tracii, voievodul Vivian îi zice: bucură-te! Pe Acachie, apărătorul necuratei credințe creștinești,
pe care Firm, tribunul oștilor Martisiei, l-a trimis la mine de mai multe de 20 de zile și care nu voia să se supună poruncilor împărătești, l-am muncit după legea judecății și n-am putut deloc să-l înduplecăm spre împlinirea voii împărătești. Iar de vreme ce stăpânirea ta mai bine poți să-l pedepsești și să-l înfricoșezi, de aceea ați trimit pe acest om la a ta mai mare judecată cu faptele cele scrise de temnicer despre el. Iar Iemonul, pentru că avea femeie creștină care îl îndemna în taină cu rugăminte și cu jurăminte ca pe creștinii ce aduși la el la judecată să nu-i muncească mult, ci degrabă să-i dea morții, luând scrisoarea voievodului, a poruncit să pună pe mucenic în temniță, însă fără de legături și fără de pază mare. După 5 zile, Iemonul, punând înainte pe mucenic la judecată și poruncind a se citi faptele cele scrise despre el trimise de voievod, s-a mirat de cruzimea celuia și de tăria mucenicului și i-a ocărât pe Vivian pentru aceea, că pe un om ce era ostaș cu dregătoria l-a muncit atât de lung și atât de cumplit, neomorându-l îndată prin tăiere cu sabia. Deci văzând că nu este deloc cu putință să plece spre păgânătate pe mucenicului Hristos, a poruncit să-i taie capul cu sabia afară din cetatea Bizanțului. Și pe când ei duceau pe mucenic spre tăiere, el striga către Dumnezeu zicând: cu cât de multe limbi aș fi voit a te lăuda pe tine, Hristoase, Dătătorule de viață, Fiul lui Dumnezeu, care mi-ești atât de bun și milostiv mie păcătosului, învrednicindu-mă în partea sfinților mucenici. Și ajungând la locul cel de tăiere și cerând vreme spre rugăciune, și-a plecat genunchii și se ruga astfel: slavă ție, Dumnezeule, laudă se cuvine măririi tale celei nemăsurate, că astfel te-ai preamărit într-un noi, cei îngreunați cu păcatele. Pentru că pe câte ne arăți mai multe faceri de bine și pe cât mai multe ne ierți păcatele noastre, pe atât strălucește mai luminat și se preamărește slava milostivirii tale. Fie binecuvântat numele slavei tale, Dumnezeule, căci pe mine, care sunt nevrednic facerilor tale de bine, m-ai învrednicit de atâta cinste ca să mă numesc mucenic al lui Hristos. Și această cinste mi-ai dăruit-o mie, nu pentru oarecare lucruri ale mele, ci din însăși bunătatea și iubirea ta de oameni cea negrăită. Deci te binecuvântez pe tine, Doamne Dumnezeule, Sfântul lui Israel, împreună cu unul născut Fiul tău și cu Sfântul Duh, căci a ta este slava și cinstea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acestea zicându-le, și-a plecat sub sabie capul său și i l-au tăiat. Astfel și-a sfârșit pătimirea sa, cea pentru Hristos, Sfântul mucenic Acachie, iar trupul lui cel sfânt l-au îngropat niște oameni cucernici cu cinste, în locul în care se numea Stavrion. Acestea au fost pe timpul împărăției lui Maximian, iar într-un noi împărățind Domnul nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Tot într-o această zi, cuviosul Nildesorska. Acest cuvios s-a născut în anul 1433, la Moscova, într-o familie de nobili iubitoare de Hristos. El a fost secretar în sfatul Marului Prinț, tânăr fiind, s-a făcut călugăr în mănăstirea Sfântului Chiril de la Lacul Alb. Dar fiindcă asprimea mănăstirii a scăzut după plecarea la Domnul a Sfântului Chiril, întemeitorul ei, Nil a văzut cu durere că monahii urmau mai degrabă voilor lor proprii decât rânduielilor Sfinților Părinți. Așadar, pentru folosul lui duhovnicesc, a părăsit acel loc și a plecat în căutarea unui izvor adevărat de viață călugărească, împreună cu prietenul și ucenicul său, Sfântul Inocentie, viitorul întemeitor al mănăstirii Comel. A vizitat mai apoi mănăstirile din Constantinopol și a stat mai mulți ani la Sfântul Munte Athos, pentru a-și însuși rânduielile părinților din vechime și chipul vieții de isihie, care înflorea în acea vreme. Acolo a învățat Sfântul Nil greaca și a putut să pătrundă scrierile Sfinților Părinți despre paza minții și rugăciunea inimii. În jurul anului 1480, cei doi nevoitori s-au întors în mănăstirea de la Lacul Alb, având gândul să așeze acolo rânduiala de viață a schiturilor, care până atunci era necunoscută în Rusia, unde nu se găseau decât fie mănăstiri mari și bogate, fie pusnici. Această cale de mijloc în care călugării trăiesc singuri în chilii osebite unele de altele și se adună din vreme în vreme pentru Sfânta Liturghie a fost odinioară la temelia slăvitelor așezări călugărești din Egipt, lăudată fiind de Sfinții Părinți că este cea mai potrivită pentru urcarea pe scara virtuților. La început, Sfântul Nil și-a ridicat o chilie în apropiere de mănăstire. După aceea, s-a depărtat la cale de 3 ceasuri de mănăstire într-un loc sălbatic, pustiu și înfricoșător, unde râul Sora făcea o mlaștină prin care nu trecea nimeni. Acolo s-a încredințat Sfântul Nil isihiei, rugăciunii fără împrăștiere și citirii Sfintelor Scripturii, nu numai a Bibliei,
ci și a Sfinților Părinți și a Vieților Sfinților. Deci, lăsând în voia lui Dumnezeu toată neputința și neștiința sa, nu făcea nimic fără să aibă o mărturie din aceste scrieri însuflate. Mai apoi, el sfătuia pe frați zicându-le: fie că ești singur în chilia ta de pusnic sau în mănăstire între frații călugări, fii cu luarea minte la Sfintele Scripturii și mergi pe urmele Sfinților Părinți, pentru că Sfintele Scripturii ne poruncesc aceasta. Sau încredințează-te în ascultare unui părinte care s-a arătat cu adevărat duhovnicesc în gânduri, în cuvinte și în fapte. Dacă nu poți să găsești un astfel de călăuzitor, atunci încredințează-te în ascultarea lui Dumnezeu prin mijlocirea dumnezeștilor Scripturii. După câteva vreme, Sfântul Nil a construit o chilie de lemn și o bisericuță, dar nu a vrut să primească frați cu care să stea împreună, zicând că e un om păcătos și fără de minte, bolnav cu trupul și cu sufletul. Totuși, unii stăruiau și băteau fără încetare la poarta sa, nelăsându-i nici cel mai mic răgaz. Deci, lăsându-se în voia lui Dumnezeu, Sfântul Nil i-a primit, dar nu ca ucenici, ci ca și împreună nevoitori și lucrători ai poruncilor lui Dumnezeu. El obișnuia să-i numească domnii mei și frații mei. Apoi le-a dat voie să-și zidească chilii în jurul bisericuței și a lăsat să-și ducă nevoința duhovnicească după cum îi îndemna conștiința. Frații se adunau cu toți împreună de două ori pe săptămână, sâmbăta și miercurea seara, priveghind întreaga noapte în bisericuță și luând parte la Sfânta Liturghie dimineața, după care se hrăneau de obște. Privegherea o făceau mai mult citind din psaltire, la care adăugau și alte scrieri duhovnicești sau schimbau scurte cuvinte de folos sufletesc. Nu dădeau decât foarte puțin loc cântării, pe care părinții din vechime o găseau că este potrivnică pocăinței și o lăsau în seama bisericilor din lume. În celelalte zile ale săptămânii, fiecare trăia de sine, petrecând cea mai mare parte a timpului în rugăciune sau cugetând la cuvintele citite în Sfintele Scripturii. În tipicul pe care l-a scris pentru schid, Sfântul Nil a rânduit ca monahii să trăiască din munca mâinilor lor, ferindu-se de muncile agricole grele și neprimind milostenii decât la vreme de boală sau de nevoie neapărată, pentru a-și păstra libertatea și liniștea lor. Le era oprit să părăsească schitul, unde femeile și copiii nu aveau voie să intre. Călugării trebuiau să trăiască în cea mai mare simplitate, mulțumindu-se cu cele de nevoie neapărată, precum a rânduit și Sfântul Vasile. Însă și bisericuța trebuia să fie săracă, fără ornamente bogate și lipsită de lucruri prețioase. Nimeni nu avea altă grijă decât să lupte zi și noapte împotriva gândurilor pătimașe, prin post și priveghere și îndeosebi prin rugăciunea necetată a minții în inimă. Deși era retras cu totul, faima Sfântului Nil a ajuns până în marile cetăți ale Rusiei, Moscova și Novgorod. În 1490 a fost chemat la sinodul adunat la Moscova pentru a hotărâ cu privire la ereticii iudaizanți. Mulțumită înrăuririi omului lui Dumnezeu, sinodul a anatematizat pe eretici și a condamnat la surghiun. Dar nu a primit să-i omoare, zicând că pedeapsa lor să fie lăsată lui Dumnezeu, care este destul de puternic ca să-i îndrepteze. În 1503, Sfântul Nil a venit la un nou sinod, la care a cerut să se ia pământurile și satele marilor mănăstiri, căci acestea îi făceau pe călugări să aibă prea multe griji lumești, ducând la scăderea vieții duhovnicești. O mulțime de călugări din mănăstirea de la Lacul Alb și din regiunea de dincolo de Volga au fost de partea Sfântului Nil, dar Sfântul Iosif de Volocolamsk, sprijinit de ierarhie, s-a opus cu hotărâre, spunând că, datorită pământurilor, mănăstirile pot să facă milostenii și să aducă mărturie apostolească în lume. Acesta a fost începutul unei lungi certe între cei neagonisitori și iosefiți, care a durat mai multe secole. Însă Sfântul Nil, de cum a văzut că întâmpină împotrivire, s-a dat deoparte zicând: nu se cuvine unui călugăr să se vâre în pricire cu cel care îi se împotrivește. El trebuie mai degrabă să se retragă. Deci a plecat în sihăstria schitului de la Sora și și-a petrecut ultimii ani din viață în rugăciune. În testamentul său el scria: eu, nevrednicul Nil, rog pe mai marii mei și pe frații care sunt în același duh cu mine să-mi împlinească ultima dorință. După moartea mea, aruncați-mi trupul meu în pustie, ca să-l mănânce animalele și păsările, pentru că a păcătuit cu ticăloșie înaintea lui Dumnezeu și deci este nevrednic de îngropare. Și dacă nu vor face așa, atunci săpați o gaură în locul în care suntem și îngropați-mă fără nicio cinste. Am cercat totdeauna, din toată puterea mea, să nu primesc nici cinste și nici laudă în această mănăstire în timpul vieții mele. Așa să fie și după moartea mea. Și a trimis apoi pe ucenicul său, Sfântul Inocentie, să întemeieze o mănăstire de obște și a rânduit ca schitul de la Sora să rămână sărac și călugării să rămână să trăiască fiecare deosebi în chilia sa.
Apoi a dormit în pace la 7 mai 1508. În 1569, țarul Ivan al IV-lea cel groaznic a vizitat schitul și a hotărât să-i se construiască o biserică de piatră. Dar puțin după aceea, Sfântul Nil i s-a arătat și l-a oprit să facă vreo schimbare în biserică sau în chiliile fraților. În secolele care vor urma, duhul de nevoință al Sfântului Nil va fi ca focul care mocnește sub cenușă și scrierile lui vor avea o înrurire însemnată pentru renașterea duhovnicească care va avea loc în Biserica Rusă, începând cu Sfântul Paisie Velicikovski și urmând cu Sfinții Stareți de la Optina. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.